olivă, un dulce tradițional românesc, care, în care trebuie să punem grâu fiert, lămâie rasă, nucă de cocos pe deasupra, cacao, zahăr, biscuiții pe care o să-i dăm cu sucitorul și o să-i facem praf, nucile care le sfărmăm și le dăm prin mașină, le facem pudră și adăugăm în compoziția, în grâul fiert. Apoi punem totul în păhărele și mergem la biserică să sfințim coliva. Și să oferim, și să oferim celor în memoria celor morți. În memoria celor morți. Poftim la treabă. Acum, unul va da pe răsătoare. Hai să vedem cine dă. Așa. Să încercăm să luăm nucile și să le sfărâmăm. Să le spargem întâi. Așa. Și le dăm prin mașină. Punem aici, apoi în bol. Așa. Hai să vedem. Punem mașina. Încă o fixăm. Așa. Încep. Cu... Ia biscuitul. Arată aici. Așa. Pune mai mulți. Mai mulți ca să ai unul lângă altul. Așa. Și încep să-i apeși tare. Și să dai cu sucitorul, așa. Așa, așa, da, apăsat. Nu merge răzătoarea. Merge. Da? Forță, forță. Astea curățate. Unul curăță nucile, cineva curăță și le puneți în, în bolul ăsta. Uite, Răzvan. Eu fac și tu, da? Scoate miezul și pune la așa. Și nu am miez curat, ca să nu se strice... Puneți aici un bol. Da, da, da. Așa. Așa. Asta trebuie să facem repede. Răzvan, tu să vii și tu. Uite aici, poți să folosești și asta. Ca să facem repede. Nu stau foarte bine. Două. Așa. Așa ceva trebuie să luăm cu noi. Se spară greu nucile? Nu, nu, nu. Au coaja subțire, avem noroc. Da, da, da. Da. Ia să vedem ce mai fac băieții. Cum merge treaba? Merge, bine. Vezi? Ușurel, da. Trebuie să te murdărești. Trebuia să te sufici tu puțin. Exact. Nu, 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 că te murdărești. Așa, încet. Vezi să nu te atingi acum cu galben. Ai grijă. Da. Așa. Mai multe ca să aibă trebuia, dar n-am s-a rătăcit. Vreau să-mi cudește. Pun mai mult. Pune mai mult, pune plin și pune deget. Așa, un picuț, ușurel. L-ați curățat fără... Bine. Da. Ca să nu se strice mașina. Tu ține mâna mai jos. Mai pune nuci și nu strinzi degetele. Pun. Mai repede, că acolo, dincolo, echipele alte sunt gata. Începe.
Ai unul mai înalt să vină să mestece. Haideți, copii, acum, tot ce avem pe aici, ce vedeți pe aici, dar în afară de nucă de cocos. Esența, Lăinuța, esența o pui tu să reglezi. Da, cu toată esența. Nu cred că trebuie pusă toată. Așa. Mestecă tot. Până, adică, dar nu știu, nu prea să vineți să rupi. Biscuiții, mi se pare că pe deasupra, nu? Aha. Biscuiții, pe deasupra. Poți să pui și deasupra, dar poți să pui și înăuntru câțiva. Da, e suficient. Ai, destul de tare, da. Da. Deci, ia zahărul și pune acolo. Zahărul. Poftim. Pune. Și tu mesteci ușurel, da. Așa. Bun. Hai că s-a mai pus și înainte zahăr, cred că e suficient. Mai gustăm după aia. Așa. Acum pune asta. Cacaua. Sau lămâia. Lămâia așa. Toată. Coaja de lămâie. Ajută-te cu lingurița. Așa. Așteaptă puțin să o pună ca să nu... Bine. Nuca. Nuca. Toată. Nuca măcinată. Așa. Bine. Cacao. Pune tot așa. Pune toată. Așa. Invers trebuie apurile să fie aici. Nu, se vede. Așa. Și cam asta. Da, acum amestecăm, totul omogenizăm. Este. Esența, ușurel, încetul, nu da pe de-alături. Uh-huh. Poate mai mult, nu știu, o să vedem. Atunci o pun toată de aici. Pune-o toată. Esența de rom și un pic de esență de vanilie. Mestecă mai mult în adâncime, nu ridica sus, în adâncime. Așa. Aia nu o pui toată, că deja e prea mult. Destul. Așa. Și acum amestecăm. Și după când e complet omogenizat, vom pune în păhărele și vom orna. Hai mai vă hăceți să vă... Ia o linguriță. Vali, ia linguriță și un pahar și pui... Hai, pe rând, fiecare ia... Altcineva poate să orneze. Unul pune, așa o să fie, unul pune nuca de cocos și altcineva pune biscuitele. Da? Tu te pregătești, te duci și îți cauți pălăria și te îți dai drumul la mâneci. Deci, un pahar, când e bine aranjat, este trimis mai departe. Da? Îl trimis mai departe. Și primul, Ionuț, pune nuca de cocos și Răzvan pune biscuitele. Sau își șterge. Așa, și celălalt Răzvan pune biscuiții. Păi nu, unul pune biscuiții și unul pune nuca de cocos. Ca să meargă treaba mai rapid. Pus pe margini sau la mijloc, cum vreți, nu contează. Dar să alegi o zonă, ca să fie fiecare... Mai pun aici, ce zici, sau ajunge? Pune, că acolo nu avem atât. Cum avem? Așa. Pun că luăm cu noi și mai... Așa, după aia mergem la clacă. N-a strâns mere. Scos sfecla din pământ. Adunat bostanii. Scos țelina. Și în pauza de masă luați câte o colivă din sufletul morților. Din asta care ați preparat-o. Să vedeți dacă ați făcut ceva bun. O să fie foarte bun. Să vedeți. Mâncăm cu toți, murim toți. Așa. Am o idee. Punem aici cacao și facem așa. Aha. Da. Unde e cacao? Unde-i strâns? Unde-i pus-o în vin? E... Dezăm drumul. Acum facem pomeni cu ajutorul prin care noi pomenim pe cei care au murit. Noi facem din partea școlii. Punem întâi pe... Teodor Balan, deci Teodor, să scrie numai numele mic. Celor care... deci este cel la care pe noi putem numele școlii. Da? Apoi, domnul Lenuța, eu aici explic
lista pomelnicul. Deci, Abavi Mihai a fost profesor de geografie la noi în școală și mai avem un profesor de sport, Hodeniu Mihai, deci punem Mihai, Mihai, cu tot neamul lor cel adormit și mai adăugăm de sufletul celor care nu are cine să-i pomenească. Pentru că nu știm cine. Noi facem acum o astfel de activitate. Da? Și după aia mergem cu toată ofranda noastră, punem aici și câțiva bani și oferim la altar și la sfârșit, după ce a fost sfințit, vom oferi celor săraci de sub tot acest moment. Bun. Fă crucele acum. Extraordinar ați fost, băieți. Bravo. Da, trebuia mai scurtă, că nu prea arată. În fine, fă-i baza, fă o bază de susținere aici. Mai groasă, așa, ca un postament. Așa, ca să vadă pe ei. Trebuia mai scurtă, că ea, de obicei, crucea e mai scurtă, da? În fine, bun, și așa. Și mai fac și ceva așa, cu de-asta? Cum mai vrei. Da, mai fac alea cu așa și gata. Ce faceți aia aveți mânca? Da. Hai ca să plecăm. Haideți un pic aici. Haideți un pic aici. Haideți un pic aici. Haideți un pic aici. Nu știu, normal pe cu avea cineva. Hai, pune, pune așa. Cade, dă la coșul să mai cunesc. Mai, dar de ce puniți una peste alta, dacă am pus aici? Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Amin. Primește, Doamne, jertfa aceasta pentru pacea, liniștea și odihna adormiților, robilor Tăi pomeniți tot neamul loc ce a dormit, că Sfântește Domnul acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să ierte. Comisca, Elisabeth, cu cocolica din asta. Păi dați și mă alții. Oameni, da. De sufletul lui Mihai Clara Gheorghe. De sufletul lui Mihai Clara Gheorghe. Mai dați la copii. Așa, mai dați aici copii. La oameni în vârstă, la copii. Da? Hai să... O dată acolo. Uite, la doamna. Uite și la doamna. Am în biserică. Răzvan. Răzvan, dă-ți. Dar nu este... Nu
iese din biserică. Vreau să dau la o doamnă. Vă faceți! Uite foc! S-a prins focul. E bun. Lenuța, uite că gazdele au pregătit coliva noastră să ne... Uite că vine și gazda cățelul cu... și vă ia coliva. Hai băieți, să gustați de sufletul morților. A profesorilor de la școală care au murit. Pun și eu așa. Și a tuturor celor... Și după aia vă mai dau, da? Pun mai mult? Nu. Că nu știu. Luați-vă de acolo o linguiță sau ce doriți. De sufletul morților. Așa. Să fie primit. Ce frumos miroase focul, fumul. Servețele aduce doamna pe care ați ajutat-o la lucrările câmpului. Să fie primit. Așa, și mi-am și eu puțin. Dați-i și... Lenuța? Da. Stați, da, mama. Îi dăm toată farfuria. Ce? Asta. Nu? Nu luați toată. Luați asta acum? Poftim? Nu. Haideți. Nu vreau să fiu haideți. Atunci. Îi dăm mai îndată. Da. Mulțumesc. Ha. Adică nu...